seara! Am imensa plăcere să vă spun bună seara și sunt Andreea Sava și urmăriți Descoperiți, așa cum vă zic în fiecare sâmbătă, dar de data asta dintr-un loc special. Eu îl consider foarte special, poate alții îl hulesc, dar vom încerca să facem puțină lumină în seara asta, în istoria noastră. Pentru că ne aflăm într-un loc pe care nu folosesc cuvinte mari atunci când spun că, atunci când îl descriu ca fiind istoric. Ne aflăm în reședința familiei Ceaușescu, cea în care au locuit cei doi, Elena și Nicolae Ceaușescu, iar alături de mine se află un domn special, special atât ca om, dar și prin importanța pe care a avut-o în familia Ceaușescu, pentru că a fost soțul Zoiei Ceaușescu. Îi spun bună seara domnului profesor Mircea Oprean. Bună seara! Îmi pare rău că trebuie să încep cu un reproș. Spuneți-mi, vă rog. Aceasta este reședința șefului statului, Da. Atunci se chema Republica Socialistă România, în care a locuit temporar familia Ceaușescu. Puteți să mă certați pe drum, să-mi arătați despre ce este vorba? Îndeplinea funcția de președinte al României în acel moment. Deci, certați-mă era, și în... Deci casa era statului, reședința statului, dar... Nu aveau nimic al lor. Aveau, cum să nu? Ce aveau al lor? Aveau mulțime de lucruri. Haideți să intrăm în birou, vreți? Da. Spuneți-mi. Aveau mulțime de lucruri. Acesta este biroul, biroul lucru, oficial al de lucru. De la parter, înțeleg că au mai multe. Birouri de lucru, așa, de... Doar... pentru lucruri mărunte. Aici era biroul, era biroul șefului statului și în care... Puteți veni puțin mai încoace în să care, vedem, să vadă și telespectatorii. Da. În care numai dânsul lucra și o perioadă a elaborat multe documente aici. A primit pe cineva în acest birou? Înțeleg că era o familie foarte discretă, nu intra multă lume în această casă. În birou erau, sigur că dacă se întâlnea cu Maurer sau, eu știu, cu ministrul de externi, cu Mănescu, cu Ștefan Andrei, cu Macovescu, aia se întâmpla să-i primească aici. Dar oameni de nivel internațional nu aici. Dacă i-a primit în camera living, următoare? În living. Haideți în living, să vedem. În living. Aici era, în vitrina aceea era foarte frumoasă cu obiecte de valoare, de filde și multe dintre ele erau primite cadou de la alt șef de state. Și aici ziceți că era livingul. Nu, aici era un alt birou. Să vedem. Un alt birou. Un alt birou. După cum se un vede. Un alt birou. Da, un alt birou. Da. Se vede... Era și talba de șah și el era un mare amator de șah. De altfel a și spus Ștefan Andrei, care și el era un jucător de șah, dar spunea, a avut tăria să spună, din 5 partide, 3 le lua socrul meu. Da. Le lua pentru că îi vedea sau pentru că juca foarte bine? Nu, juca foarte bine. Bănuiesc că și dumneavoastră jucați șah. Nu jucați? N-ați jucat niciodată aici? Am jucat, dar nu aici. Nu aici. Erau lucruri, vedeți, cineva și închipuie că fiind în familie, intri pe unde vrei. Dumneavoastră ați intrat în acest birou? Deci eu am intrat cu Zoia în acest birou, dar am intrat când nu era nimeni aici. Dar nu așa ca să intrăm noi, hai să ne luăm de gât, să... Dumneavoastră ați locuit împreună cu Zoia în această casă o perioadă. Da, căsătorit în 1983? Da. Și eu, când v-ați mutat încotro ce? Eu am intrat în casa asta din 1981, când veneam la Zoia. Deci, v-ați cunoscut în august 1980 și din 81 v-a adus în casa asta. În 80 eu am avut aici, am venit aici și socrul meu, de exemplu, o să vă arăt unde stătea, eu treceam ca avut de prin Lobodă. Unde? Haideți, arătați-mi. N-aveam nicio jenă. Arătați-mi unde stătea. Aici erau copaci, toți copacii erau susținuți de oameni în zonă, știți? Am adică înțeles. Era unii care stăteau când am înțeles, copacul, am înțeles, da. Oamenii. Era securitatea. Da. Și eu veneam, dar eu nu știam despre ce e vorba. Eu, nu v-ați gândit. Atât de naiv eram, când intram pe intrarea principală, am văzut că mă ascultau capul, să văd dacă intru. Vorbiți serios? Da, că ei știau că socul meu e aici, dar eu nu aveam nicio treabă. Și intram aici, l-am văzut, bună ziua, ce faceți? Să uite la mine, citesc. Și mă urcam mai departe pe scări. Era totuși, nu că era șeful statului, dar era și o persoană cu o reputație de om foarte dur. Cât îmi aduc eu aminte. Printre oameni, că dumneavoastră, când v-ați cunoscut cu Zoia, erați un om simplu.
Era un om foarte exigent. Exigent. Era foarte exigent și cei care se știau slabi și că nu fac față exigenței lui, aia se temeau. Și de aceea creau atmosferă. Deci, mi-ați spus că aici aceste, nu mai arată aceste, la fel. Aceste erau canapele, da, care erau pe partea aceea și erau, era masa aici, erau aici niște vase ornamentale de porțelan, de sevră, foarte frumoase, erau niște statuete foarte frumoase. Și acolo stătea și, deci asta era cam după masa, pe la, după ora 5, când citea buletinele Agile Press. Da? Uh-huh. Și eu dacă treceam pe aici, nu știam că e acolo, trebuia să-mi dau seama. Acolo este living-ul. E, aici era living-ul și aici, într-adevăr, a avut întâlniri cu... personalități oameni, din străinătate. Oameni străini, legenda era că, că a primit în această casă doi președinți americani, doi francezi, șahul Iranului. Încă o dată, l-a primit pe Nixon, da, dar nu era președinte atunci. Și pe Zhivkov, care era prieten, bine, asta mai era. Altceva. Deci pe Zhivkov l-a primit. Prieten apropiat, deci, nu era. Nu l-a era primit... A spus de oameni de nivelul ăsta. L-a primit, da, pe Chuen Lai. Pe Chuen Lai din China. Deci că explicați era, și telespectatorilor, recunosc. Mie, și mie mi-ați explicat înainte, da, să începem filmarea cine era Chuen Lai. Este, să zic așa, după Mao Zedong, a fost, practic... mintea luminată a Chinei, uh-huh, care a pus China pe linia care, pe care este acum. Deci ăsta a făcut deschiderea, ăsta a fost cel care a coordonat toată politica chineză. A fost un om de o înțelepciune și de o apreciere senzațională în toată lumea. Puteți să uitați în dicționar, să vedeți măcar ce spun dicționarul despre el. Ei, noi eram, adică socrul meu era în relație foarte bună cu chinezii și cu toți șefii de stat de atunci, de altfel și acum încă sunt respectați românii în virtutea acestei prietenii. Și deci pe ăla l-a primit aici. Aici mai era, aici se luau mesele oficiale, bănuiesc. Aici era sufrageria mare. Sufrageria mare. Deci masa era pe mijlocul, pe mijlocul camerei. Da. Da? Ca poziție, ca să vedeți la masă, socrul meu stătea aici, în capul mesei. Da? Aici? Da, în capul mesei. Acolo aici, pe acest scaun, stătea acolo, Nicolae, da, Ceaușescu. Acolo stătea socrul meu. Acolo stătea soacra mea. Aici stătea? Soacra în mea, da, stânga. Acolo stătea Zoia, acolo Zoia, stăteam eu. Dumneavoastră lângă, da. Nicu stătea în capul mesei. În capul mesei, da, Nicu? Da, Nicu în partea altă și în partea asta altă era Valentin. Cu și... prima soție, bănuiesc, da, când... Da, mai rar, că nu i-au permis să intre în casă decât după ce am venit eu. Am o întrebare. La pianul acela pe care l-am văzut în living-ul, în, da, camera anterioară, cânta cineva? Nu, nu. Nu, nu era, nu, doar de... Era al casei și... Revenind la vizitele, da, externe, pentru că administratorul muzeului chiar m-a rugat să vă întreb lucrul acesta. A primit aici, în această casă, vreun președinte sau vreun oficial rus? Nu. 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 Și când a fost Gorbaciov, este casa de alături. Casa Drăghici. Prima, da, da, prima, da, de pe, da, da, Bulevardul, da, Eliade, da, cea mai mare, exact, cred, din, deci, zonă. Acolo, acolo au primit, au mai primit și alți șefi și cancelari ai Germaniei Federale. Uh-huh. Pentru că era o casă importantă, probabil că erau și instalații speciale. Cu siguranță. Așa, aici bănuiți că, da, nu erau. În această casă, zic, aici nu ar fi fost peste în această tot casă, instalații în această, de ascultare. În această casă, socrul meu a descoperit că securitatea îi pusese, a pus microfoane. Îi pusese, i-a pus microfoane, el ceruse să nu fie în casa, păi, lui. Cum să fie? Eventual în birou, să zicem, nu, dar niciunde. Nici, nicăieri. Și a descoperit atunci. Atunci a dat afară pe toți. Când, de la când se întâmplă asta? Cred că a fost înainte să plece Paceva. Înainte să plece, da, Paceva. Atunci a dat afară pe toți. Pe Pleșiți, era, bă, la, era un nenorocit. Deci au fost în stare, deci până acolo, să pună microfoane în reședința șefului statului. Și atunci ceilalți se miră, aia mai mărunți, că erau ascultați. Păi, în cazul ăsta... Deci, astăzi vedeți ce înseamnă servicii. Da. Astăzi. De atunci, deci, e greu să controlezi un sistem, oricât ai vrea. Nu numai la noi. Da. Nu numai la noi. Oriunde, serviciile vor putere. Este important dacă societatea știe să-i țină în frână. Vi se pare că serviciile astăzi sunt mai neținute în frâu decât, da, pe... Debordează. Decât securitatea? Debordează.
astăzi debordează. Considerați deci că fac oarecum mai multe mai grav, abuzuri mult mai grav și mult mai rău privind drepturile omului. Țară. Evident, a, bine. Atunci zicem că drepturile omului erau, zic unii, mai puțin respectate. Da. Dar astăzi când declară că drepturile omului sunt nu știu ce, de unde? Sunt umiliți. Sunt umiliți oamenii, uitați, dacă au curaj să mai spună ceva, dar oamenii de valoare n-au curaj să mai iasă să-și spună opiniile pentru că imediat au de suferit. Revenim aici, la discuția aici asta, era, exact, spuneți-mi. Aici era sufragerea mică. Și la ce era folosită? Deci aici se mânca de obicei. În sufragerea mare era doar la sărbători, la aniversări. Doar la sărbători? Doar la aniversări. Și aici cum stăteau? Aici era masa aceea. Masa aceea era aici. Și acolo era altă masă mai mare. Era o masă mai mare. Deci nu mai există... Masa asta era aici și e aceeași poziție. Socrul meu stătea acolo, soacra mea stătea în dreapta lui, pe urmă Zoia, eu stăteam în fața Zoii, stătea Nicu lângă socrul meu, Valentin și așa mai departe. Cam asta era ordinea... Și acolo... Și după ce mi stăteau la masă, acolo mergeau să relaxeze sau exista, arăta exact la fel? Nu, erau niște vitrine cu niște obiecte frumoase. Deci au mai fost schimbate lucrurile aici. Sunt schimbate total, adică acum, deci aș putea spune că e golașe casa. Era mult mai, mai încărcată de mobilă? Nu încărcată de mobilă, era, adică era obiectele care erau aici. Iar asta, alături era sala de mic dejun. Ce vreau să vă întreb, dumneavoastră, ați apucat să vedeți imaginile acelea care au fost date la TVR și ulterior cu revoluționarii când au intrat în casa asta și scoteau. Aici. Erați aici? Povestiți-mi. Eram la poartă acolo. Că erați la poartă? Consemnat. Eu de pe 24 decembrie până pe 26 ianuarie eram țintuit acolo în casa aceea. Și atunci am văzut pe toți ce făceau aici. Și Răzvan Teodorescu și așa zis și revoluționari veneau în casă, da? Și fiecare cu pușcă, cu armată, nu știu ce, intrau în casă, se dezbrăcau, da? Luau hainele din dulapul de aici, le lăsau pe ale lor în dulap și ieșeau că ei, cu haine mai bune. Cu haine mai bune, că ei au păzit. Deci imaginile... Tot așa le-au furat, toate hainele, cel puțin ale lui Nicu și ale lui Valentin, așa le-au furat. Ieșim acum înapoi în hol și ce vreau să vă întreb? Am văzut poze în care aveau brad de moș gerilă, mă rog, brad de Crăciun, cum îi spunem acum. De moș Crăciun. De moș Crăciun. De moș Crăciun. Spuneți-mi, deci, unde era bradul? Aici. Aici? Aici. Aici. Uitați aici se mânta bradul, aici că venea până sus. Deci bradul era până aici, era o fântână, asta funcționa. Și era până sus, până în tavan. Până sus. Cred că era spectaculos. De balustradă, era un brad așa de frumos, dar în fiecare, de fiecare Crăciun, nu de anul nou, de Crăciun se făcea. De Crăciun. Da, și evident că rămânea și după anul nou. Urcăm și la etaj? Vedeți că la noi oamenii aruncă în spatele, să zicem, să așa zis, comuniștilor, da, chestia cu Crăciunul. Chestia cu Crăciunul. Ori nu e adevărat. Rușii care au venit aici, în România, și au impus legea, da, ei serbau Crăciunul după calendarul lor. Vechi. Adică după stil vechi. Da. Și atunci, pentru români, da, zic, voi ce serbați acum? Că nu e Crăciunul acum. Am înțeles. Crăciunul e pe 6 ianuarie. Corect. Și atunci, bieții români, ca să nu piardă sărbătoarea, au inventat Moș Gerilă. Moș Gerilă. Ca să aibă măcar de anul nou și pom să vină Moș Gerilă. L-au inventat pe Moș Gerilă ca să-l salveze pe Moș Crăciun. Exact, exact. Deci asta e treaba și oamenii nu înțeleg. Dar este încă o, să zic așa, o maltratare a istoriei țării astea făcută sub ocupație, pentru că România a fost sub ocupație 20 de ani, nu? Corect. Și poate mai e părerea mea. Poate încă mai e, dar asta e doar o părere de-a mea. Să revenim la istorie. Da. Am ajuns la etaj. Aici erau dormitoarele. Acolo era... Aici era apartamentul lui Nicu. Lui Nicu. Da, aici era. Nu vom intra în el. Da, nu. Aici, mai întâi să le arătăm, să le enumerăm. Aici era al zonei. Aici, nu. Aici era o verandă. O verandă. Da, o verandă, corect. Aici era o mobilă, dați asta ei. Asta e mobila soacrei mele. Da. Este mobila lor. Asta e a lor, proiectă personală. Putem ajunge în apartamentul Zoiei pe aici. Da. Deci asta era mobila lor, vezi? Deci era doar o verandă folosită de toată lumea. Deci toată mobila asta este proiectă personală, nu e a statului. Pentru că aici, vedeți, scrie că acesta e apartamentul Zoiei Ceaușescu, deci acesta era deschis. Era o verandă pur și simplu. Acces de asta. Apartamentul Zoiei... Începe practic aici, acum, aici unde este. Intrăm acum. Da, asta e holul. Da. Da. Avem baia. Aici e baia. Pe care am văzut-o de multe ori la televizor. Da. Și dacă vedeți ceva în afară de bun gust,
altceva. N-aveți ce să vedeți că nu e niciun exces de bogăție de ceva. Sigur că poate faianța e frumoasă și pentru unii, să zicem, dar unde au găsit faianța asta? Dar... Sincer, nu mă aștept ca șeful statului să stea într-un apartament cu două camere. V-am întrebat și înainte și o să vă întreb și acum dacă Zoia s-a ocupat să-și aleagă decorațiile, nu, cum să arate. Nu. Vreau să vă spun un aici amănunt. Este biroul. Aici avem biblioteca. Dumneavoastră ați locuit cu Zoia mai mult în casa din Cotroceni. Nu, deci aici, aici am locuit. Aici avem, din 83 aici sau de când? Aici avem biblioteca. Aici, da, în locul acestei tapiserii era un tablou de Tonița Veronica, era al Zoiei, dar pe care muzeul nu a vrut să ne-l returneze. Da. Haideți mai încoace. Aici era biroul ei. Asta era biroul ei, dar la biroul ăsta eu am lucrat. Dumneavoastră? Da, eu mi-am făcut teza. Vreți să vă mai așezați? De când nu v-ați mai așezat pe scaunul ăla? Deci eu aici am lucrat mai mult decât ea. Ea lucra în pat. Ea lucra în pat? Da, pentru că ea lucra la matematică și când își făcea demonstrațiile și își pregătea cursurile, tot patul era ocupat. Deci cu hârtiile și cu ce scria. Mi-ați spus că ultima dată ați fost aici în 1999. Da, când obținusem de la procuratură dreptul să ne recuperăm unele lucruri. Și cum din cosmonauților le furaseră cea mai mare parte, am venit că mai aveam și aici câteva lucruri pe care nu le-am folosit. Evident, nu mai erau cine știe ce, dar dacă noi n-aveam nimic, am venit să recuperăm ceva din ele, ce am mai găsit. Ce sentiment ați avut când ați intrat pe poarta asta? De mare tristețe. De mare tristețe. În primul rând, că, cum să vă spun, noi am reușit să ne detașăm, pentru că noi știam ce reprezintă această clădire. Deci că este vremelnic locuită de familie. Da. Dar că este o reședință și, domnule, reprezintă un stat, reprezintă un popor. Dacă acel popor vrea să fie respectat de alții, domnule, nu poți să-l scoți din bordei. Că dacă îl iei în bordei, așa o să fie tratat din bordei. Deci tu trebuie să ai un pic de demnitate, un pic de respect față de țara ta. Deci, domnule, asta este. Poate că îl cheamă Băsescu, poate că îl cheamă Iohannis pe președinte. Domnule, ne place sau ne place președintele, dar el este simbol. El trebuie să îi acorde respectul pentru că el reprezintă țara și trebuie să stea într-o clădire și într-o reședință pentru țară, nu pentru el. Și când ați intrat aici, ați văzut masa asta la care ați stat. Da. Probabil îmi imaginez că au fost și momente în care, nu știu, poate Zoia stătea pe scaunul acela. Veneam noaptea la 12, da, că lucram, de exemplu, la calculator ca să scot niște rezultate. Da? Aveți calculator? Și, nu, lucram la un centru de cercetare. Și da, normal, dumneavoastră. Spunem telespectatorilor mai tineri, dumneavoastră sunteți inginer, da. Zoia a fost matematician, Valentin fizician, da. Nicu a terminat fizician, și el fizician. Da, da. Are diploma de doctor la mine, al lui Nicu? Da, a rămas, da, la dumneavoastră. La mine, că săracul, deci lucrurile trebuie să le ia cineva să le îngrijească. Da. Da, și aici e dormitorul. Dormitorul. Ei, și... Cât timp ați spus că ați stat în casa aceasta cu Zoia? Am stat, deci, din 83 până în 85 am stat eu aici. Covorul pare de mătase. Era apartamentul... Păi, și cu asta sunt niște povești. Sunt covare foarte frumoase. Soacra mea, din grijă pentru obiectele statului, la un moment dat, a înlocuit covoarele astea cu niște scoarțe oltenești. Mm-hmm. Și aici ce era? Această ușă, scuze. De baracu, dressing. Da. Sunt hainele. Continuați. Așa, cu scoarțe oltenești. Și după cum observați aici, parchetul ăsta frumos, scoarțele la fiind subțiri, îl zgâriau. Alunecau ele și am căzut de câteva ori și eu și Zoia. Și atunci Zoia s-a supărat, zice, știi ce? Să-ți iei zdrențe de aici, să-mi pui covoarele la loc. Și așa ne-am pus, pus covoarele înapoi. Dar asta am vrut să vă spun ca să vedeți la soacră mea mentalitate. Domnule, să protejeze covoarele, să nu fie uzat. Nu mi-ați spus să v-am întrebat și v-am întrerupt? Dulapurile au fost pictate de domnul Fol, da, era un arhitect cu înclinații artistice și consultându-se cu Zoia a ales acest model. Deci pictate de domnul Fol. Iar de aici noi am avut noroc
că a mai găsit lucruri, pentru că revoluționarii, când au tăbărât aici, au deschis ușile și cum s-au înghesuit, deschideau ușile larg. Deschizându-le larg, sertarele nu se puteau detrage, că se blocau în ușile. Normal. Și atunci ele au rămas intacte, aproape intacte sertarele, pentru că trebuie să ții ușile paralele ca să iasă sertarul. Dar nu știau foarte multă fizică. Ei, nu știu. Nu erau fizicieni. Asta a fost și așa a fost. Poate norocul nu să se mai găsi niște zdrențe ca să... Și ce frumos le zice zdrențe. Păi dar ce puteau să mai fie? Alții investesc multe haine, în haine, știți? Dacă ele trec angel, dumneavoastră, da. Mai purtați niște rochii de acum 10 ani? Sincer, da? Eu personal da. E. Serios? Eu, pentru că atunci când mă îmbrăca de retro. Nu, da. nu e vorba despre mine, nu. Eu, în general, agrez un stil mai clasic, da. Și am foarte multă grijă de hainele mele, iar cele de suflet le am. Dar da, e perimează. Perfect. Se perimează și atunci ce poți să faci? Asta este, oricât de bune ar fi, asta este. Și am ajuns înapoi în hol. Da. Trebuie să-mi răspundeți cât timp ați stat aici cu Zoia. Am spus, am stat din 83 până în 85. Până în 85, deci da. 2 ani. Și în 85 ne-am mutat în Cosmonauților. Și am ieșit înapoi în hol, da. Și intrăm acum în living-ul. Acum, trebuie să vă spun că acest living era un living privat. Da. Adică era exclusiv pentru socrii mei. E living-ul apartamentului. Exact. Pentru că aici, în dreapta, e apartamentul ei de zi. Și am să vă spun, da. Încă o dată, deci cât am locuit aici, da. În această casă, eu nu am intrat în apartamentul lor. Sau, în apartamentul sau acela, nu? Da. Niciodată? Niciodată. Când ați intrat și prima dată Zoia. Acolo? N-am intrat niciodată. Nu, și nici... bănuiesc că după Revoluție ați intrat? Nu, n-am intrat. Acum intrați prima dată? Da, deci n-am fost niciodată. Nu pot să acolo. Cred. Pentru că și Zoia, deci când eram acasă, ea nu intra în apartamentul lor. Dom'le, era apartamentul lor, nu intri în el. Deci era un respect, o ordine. Nu în sensul că cineva ne-ar fi interzis sau cineva ne-ar fi amenințat. Nu. Era, domnule, un respect, nu poți să intri în intimitatea unor oameni, mai ales cum erau părinții. Noi vom intra pentru că trebuie să ajungem la seră. Că și asta. Eu am aceeași idee ca dumneavoastră, dar în acest living ați fost? Măcar aici? Fost, aici ați fost. Fost până aici, și nu... în apartamentul dumneai de zi ați fost? Și acolo ați am fost și am fost, că am să vă spun cu ce ocazie. În 1985, da? Emil Coliban și Taina Duțescu, poate asta știți, este fiica profesorului Dan Duțescu, da. Cel cu dicționarul de limba engleză împreună da. Cu Leon Levitsky. Da. Ei, fata lui era foarte mare alpinistă și era profesoară la profesoră. Ei, și ei vreau să meargă să facă o ascensiune în Himalaya, pe un vârf de 8.000 de metri, mi se pare pe K7. Și vreau să facă această ascensiune cu prilejul anului internațional al tineretului, la care Nico era președintele comitetului de organizare. Da. Și vreau să fac asta în cinstea României. Ei, și imaginați-vă că securitatea... Nico se ocupa și de UTC. Exact. Imaginați-vă că securitatea nu a vrut să le dea pașaport. Ei, cum să nu le dea? Pur și simplu nu a vrut. Era postelnicul și cu toți nebunii care erau acolo la securitate, nu a vrut să le dea pașaport. Și atunci... Vai, stăm puțin să-mi povestiți asta că... Taina Duțescu, printr-un coleg al Zoii, a ajuns la noi și a venit în Cosmonautul să ne roage, să îi ajutăm. Și atunci, sigur că Zoia mai ales că ea a făcut și alpinism. Și ea știa ce înseamnă asta. Asta și da. Mai ales pentru respect față de oameni, deci pentru un alpinist. De regulă trebuie să fie respectat, pentru că ăsta e un om când e singur cu muntele. Ăla exact. Nu poate fi decât un om sincer, un om da. Bun. N-are punct, poate că ăla dacă minte, se prăbușește. Știți? Și... Și a rezolvat să meargă... A vorbit Zoia cu... Era unul Ion Radu, era secretar la Comitetul Central. Ăla, în sfârșit, gură mare, vorbă lungă, că dacă facem, de unde? Nimica. Și oamenii trebuie să plece. Da. Și atunci Zoia a vorbit cu maică-sa. Și maică-sa era aici acasă. Știți că tocmai ați intrat unde n-ați mai fost da. Niciodată. Și am fost la ea acolo. Da. Și am venit să vorbim cu ea. În celălalt apartament, da. În apartamentul de zi. Și maică-sa tot spunea că, da, dragă, dar nu știu, dar de ce vă băgați voi, dar ce treabă aveți voi, dar nu știu ce, dar nu știu cum. La care a spus, mamă, dacă eu te rog ceva, te rog din tot sufletul, vorbește să le aprobe. Și a făcut-o pentru l-a sunat pe, evident, l-a sunat pe postelnicul și a spus la să le dea pașaportele. Și evident că... nu știu cum să-i spun ăla, era un nenorocit. Și ăla, i-a sunat seara să meargă să-și ia pașaportul, pentru că a doua zi avea avion. N-am înaintat. Și-au plecat și ne-au adus de acolo o piatră.
pe care o piatră de pe Himalaya. Da, pe care o am și eu acum. Nu am mai înaintat, pentru că nu putem să nu marcăm într-un fel evenimentul acesta istoric. Deci n-ați mai intrat niciodată aici. Deci va trebui să ne ghidăm după ce scrie. N-am fost niciodată. Deci, înțeleg că acolo era aici birou. Aici trebuie să fie dormitorul. Da, dar aici înțeleg că era un birou de lucru al lui... De ce vă spun că aici trebuie să fie dormitorul? Așa, de unde pentru știți? Pentru că noi știam că avem dormitorul perete în perete. Aha! Și ei uneori seara jucau table. Vreți să intrați? Da, și uneori jucau table seara. Și se pare că mai trișau. Așa. Și atunci se certau și noi auzeam de acolo. Îi auzeați când se certau că... Și atunci băteam în perete. Se acuzau unul pe altul că... Da? Și băteați în perete. Băteam în perete, că potoliți mă. Ce mi-au zis? Deci asta știam, deci că era dormitorul, eram unul lângă altul. Da. Ce mi-a spus administratorul muzeului este că două dintre doamnele care încă lucrează aici au făcut eforturi mari să păstreze lenjeria originală, adică este a casei. Da, este. Dar au multe lenjerie. Au multe lenjerie, când am fost aici în 98. Au furat-o. Deci au avut seturi întregi, uitați-vă că sunt perdelele mari, sunt puișorii. Și pijamalele sunt tot originale. Da, bine. Știți ce e acolo în față? Dar unde sunt pijamalele? Că spuneau că dormeam cămașe de in și cu soare de urs. Unde sunt? Sunt pijamale normale. Așa au spus. Sunt pijamale de mătase, dacă vă uitați. Da, dar sunt niște... Da, dar sunt pijamale normale. Nu am pus mâna. Se ungeau cu un soare de urși. Să mergem să descoperim împreună adică restul. Erau oameni normali. Asta aici era, e clar dressing-ul. Era dressing-ul. Și știu eu că e drumul spre Săr. Da. Îmi place foarte mult Săra. Da. Ce credeți dumneavoastră că e cel mai... greșit lucru care este propagat astăzi despre familia Ceaușescu și despre felul în care au condus țara asta. Lucrul cel mai greșit care, în primul rând, le este inoculat tinerilor. În momentul în care am acceptat să facem acest interviu, v-am spus că aș vrea foarte mult ca tinerii să înțeleagă că lucrurile nu sunt albe și sau negre întotdeauna, că sunt nuanțe de gri. Dar ce ați vrea dumneavoastră să înțeleagă tinerii? Ce li s-a băgat cel mai tare în cap și este foarte greșit? Vedeți, în copilăria noastră... Da, când, să înaintăm. Aici când, este baia celebra, baie când ne, de aur. Când ne supăram pe unul dintre copii, îi strigam, fascistule, titoistule. Da. Da, pentru că era atunci disputa cu Iugoslavia, cu Tito, da? Și când se făcuse rezultatea... Asta e baia care a apărut și în presa internațională. Deci, păi și de ce nu le arată pe celelalte, ale celor de... Ale copiilor? Bogați? A, ale de ce înseamnă baie. Da. Asta e baie de șef de stat, să spui că... Uitați, aveau nevoie de aur. De ce nu iau niște robineți? Haideți să mergem să vedem robineții. Să-i ducă, să-i dea la bancă, să scoate bani, să plătească datoriile. Așa, revenim la Tito. Așa, deci acum, pentru tineri, s-a ajuns să se spună, adică cuvântul comunist e deja peiorativ. Da. Spui comunistule, securistule. Dar nu știu ce înseamnă nimica. Deci nu știu. Primul comunist al lumii a fost Hristos. Da. Da? Da. Atunci spune lui Hristos, comunistule. Da. Dom'le, ideea în sine... e ceva, punerea în aplicare acestei idei e altceva. Ideea deci este cea mai bună și pentru oameni. Pentru oameni. Orice, sigur, eu sunt economist. Sigur, ce s-a și întâmplat, ce s-a întâmplat la noi a fost, să zic așa, implementat un bolșevism cu toate tarele lui. Și cum rușii au fost aici 20 de ani, au implantat mentalitatea lor și crimele lor chiar. Crimele lor, care le-au făcut ei și cu cei care, pe care i-au angajat. Dar ceea ce să-l asociezi pe socru, mă, să-i spui asemenea epitete, deja este cum să vă spun, nici nu mai le dai atenție. Deci, pentru că e clar că e o dovadă de incultură, de oameni care, ignoranți, care nu știu să aprecieze. N-ai decât să vezi ce este, ce a realizat? Să mergem înspre Seră. Ce a realizat țara asta, sub conducerea socrului meu, care a fost prestigiu internațional.
Păi dacă, să aveți grijă la dreapta. Dacă soțul ar fi fost un nepriceput și un oarecare, oare de ce să îl înghesuiau toți să-i ceară sfatul? Deci cancelarii Germaniei, până și regina Angliei, și francezi, și americani. A fost momentul, o să vi se spun în felul următor, că a fost momentul primăvara de la Praga, august 1968, celebrul discurs, celebru pentru noi, sper ca tinerii să intre și să caute să vadă ce a spus atunci Ceaușescu. Eu l-am mai dat acum câteva luni la emisiune și după acel moment în care practic a îndrăznit să vorbească... Doamne, din 65, socrul meu și-a pus în aplicare ideile noi. În 66 a fost singura țară care a făcut legăturile cu Germania Federală, singura țară socialistă, toți ceilalți îi boicotau. Păi de ce dacă aștepta prima de la Praga ca să facă chestia asta cu nemții? Și am ajuns în grădina de vară, seara, cum îi zic eu, aici, de iarnă. Ați fost vreodată aici? Am fost atunci cu revoluționarii. Numai atunci? Dumneavoastră nu veneați aici? Zoia a mai venit, dar eu nu am venit, nu am vrut să intru în zone, să zic așa... Era o zonă intimă pentru ei. Ei spuneau la cuci. La cuci? La cuci, pentru că aveam niște colivii cu... Haideți să vedem, să vadă lumea, e extraordinar. Cu papagali, cu păsări, cu astea exotice și care creau atmosfera aici și am spus la cuci. La cuci. Da, e acolo, e o zonă în care este o masă frumoasă, este extraordinar. Mi s-a explicat și mie că... Bine, din păcate noi nu am putut veni ziua să filmăm ziua, țin să le zic telespectatorilor, este deschisă această casă pentru vizitare de miercuri și până duminică între orele 10 și 17, personalul este extraordinar și mi-au explicat acest tavan este de sticlă, iar cel original, pentru că acesta nu mai merge, se deschidea. Da, este retractabil. Multe din părțile casei au fost făcute în etape. Deci nu a fost toată casa făcută la început în forma în care dumneavoastră o vedeți. Deci ei, dacă ține bine minte, prin 72-73 știu că locuiau vis-a-vis unde a avut reședință Maurer când s-a renovat casa. Și Zoia acolo a stat, știu că a stat 2 ani acolo și avea un apartament în care avea o cameră plină cu păpuși. Pe care păpuși după Revoluție, le-a luat Siriac și le-a donat din partea lui la o casă de copii. La o casă de copii? Da, nici măcar să întrebe, ale cui sunt? Avea rea pe PSU, păpuși cu astea? Deci, oameni fără inimă, fără suflet. Și deci în această țară nu ați intrat niciodată? Nu. Este foarte frumoasă, are o întreagă istorie această casă. Mi-au mai povestit-o cei care lucrează aici. Am fost jos la bazin, am fost la sala de... Vom merge și noi acum la piscină. Dar ce vreau să vă întreb, cum a fost prima întâlnire cu Nicolae Ceaușescu în momentul în care v-a adus Zoia și, nu știu, v-a prezentat ca fiind iubitul, viitorul soț sau... Întâlnirea a fost cum v-am povestit eu. Fără să fie vreo prezentare, eu treceam, bună ziua și așa de departe. Atât? Atât. Păi și când a aflat că vă cheamă Lucia Oprean, între timp telespectatorii pot să admire sera? Au avut alții grijă să le informeze adică cine știa? Sunt. Deci abia când m-am dus să o cer pe Zoia în căsătorie, atunci am avut întâlnirea oficială cu... Da, ați discutat vreodată cu dumnealui înainte de această cerere oficială? Păi am discutat cu el ca între bărbați. Ca între bărbați. Da. Și cum a fost, puteți să-mi spuneți cum a fost prima conversație? Deci conversație. Eu eram, dacă băteai din palme lângă mine, cădeam jos. Cred. Asta zic. V-ați prezentat, v-ați zis direct pe nume Mircea. Păi cum nu, a fost? Că soacra mea a venit și i-a spus, uite, că el tocmai se avusese siesta de după masă și se spulase. Era într-o sâmbătă. Da. Și i-a spus, uite, prietenul Mirce, Zoie vrea să spună ceva și vrea să mă joace. Bine, și atunci s-au retras, ele se dau afară și râdeau, da? Că eu, îți dai seama cum eram eu, deci pierdut total. Și i-am spus că, uite,
Acum coborăm, da, să înțeleagă telespectatorii, la zona de saună și de spa. Și că eu o iubesc pe Zoia și că ne înțelegem foarte bine, uh-huh, și că dacă dânsul ne dă binecuvântare, am dorit să ne căsătorim și nu știu ce. Câți ani aveți? 33. 33, când mă referam la momentul acestei discuții. Știu cât, da, aveați când v-ați căsătorit, că... Păi asta, 33 atunci. Atunci. Da. Deci a fost, da, și la cât timp după această discuție v-ați căsătorit? Păi cred că la o săptămână. La o săptămână? La o săptămână, bine, da. Bine, nu cred că, da, avea, da, probleme să își aranjeze. Nu. Și el ce a spus? Și m-a ascultat, m-a întrebat ce sunt, ce fac, unde lucrez. Bine, și zice, da, hai să vorbim și cu Zoia, să vedem dacă... Dacă vrea și ea. Dacă vrea și ea, da. Și nu i-ați spus că ați mai discutat? Noi, cum o să-i spun eu? Că ce? A, nu ați îndrăznit. Nu, cum o să îndrăznesc? Domnul, dacă omul vrea să-și consulte fiica... Și a chemat-o acolo sau? A chemat-o pe Zoia. Așa. A venit Zoia. Bineînțeles că maica s-a venit și ea, că nu să stea să... Păi normal, era în toate. Să asiste la circ. Și i-a spus, uite așa, e adevărat, ce data ta e adevărat, am dorit să... Și la care Zoia ce? Dragă, spune-i să ducă șampanie. Încerc să bem șampanie. Și așa, și așa a fost. Și așa a fost. A zis că în această zonă de spa ați mai fost. Da, da, da. Avem în felul următor. Ia, să vedem ce avem aici. Păi, erau niște camere aici? De masaj, erau niște pentru tratamente din astea, fizioterapie. Da, aici era... Aici înțeleg că se tundea Nicolae Ceaușescu, că e de scaun de frizerie, este adevărat? Sau nu știți? Așa mi s-a spus, așa... Mă, să vă spun sincer, eu cred că mai mult se tundea la birou, la sediu. La birou? Da, acolo venea frizerul, aha, acolo venea frizerul și îl tundea, nu, mai rar venea acasă. Soacră-mea, aici soacră-mea. Ea era... Ea nu pleca până dimineața, până nu venea cu afeza și sau aranjez. Și venea șocoafa aici. Da, 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 aici, da, aranja cu afeza. Șocoafa, deci, aici. În fiecare zi, asta e adevărat. Dar, să mergem, da, să vedem ce mai avem. Aici e o zonă în care se îmbracă. Da. Păi trebuie să fie și sauna pe aici. Ia să vedem unde este sauna. Trebuie să fie și sauna pe aici. Am văzut că aveau solar. Da, dar nu foloseau așa ceva. Nu foloseau nu, așa ceva. Nu, nu, aici nu. Este sauna. Da, nu foloseau așa ceva. Aici, deci, soacră mi-o facea sauna și Valentin. Am înțeles. Da, restul nu... Și mergem spre piscină. Da, aici e sauna. Aici este sauna. Aici e sauna. Ah, și piscina, da, e, da, piscina în cealaltă parte. Piscina e în cealaltă, da, parte? Aici, e... Vedeți, m-am pierdut. Da, materialul. Noroc că, da, am un ghid bun. Dumneavoastră, deci aici veneți. La piscina am fost și de câteva ori. Da. Dar nu mă dădeam în vânt după ea. Nu vă dădeați în vânt. Mai mult în piscina de la... De la Neptun, acolo, de-adevăr. De la vila de la Neptun, da, în care, da, acum stau președinții. Exact, stat exact. Stat Iohannis, stat Băsescu, da, exact, Iohannis, acolo e o vila atât de frumoasă și atât de caldă, de plăcută. Și acolo erau bazine la băile reci, cum se spunea, unde se puteai face și nămol. Și era un alt bazin rotund, cu hidromasaj și sauna. Ăla era foarte plăcut. Totdeauna când mergeam și noi la mare în august, la sfârșitul august, ne bucuram de această... De mersul la piscină. De piscină. Zoia venea, îi plăcea să nuate. Ei, îi plăcea să nuate foarte mult, dar nu aici nu venea. Nu aici, nu-i plăcea aici, aici mergea eventual aici, la bazin, la Floreasca? Nici acolo. Nici acolo? Acolo? Nu. Dar unde nu. Nota când era în București? Nu nota. Nu nota? Nu. Ah, dar mare era, drag de era o fată, era o fată foarte pudică și foarte sfioasă și nu... Am spus, dacă ea nu intra peste părinții ei, nu... Nu intra. Nu intra, deci nu... Ați spus când v-am rugat să-mi povestiți cum a fost prima întâlnire, că a chemat-o și pe soacra dumneavoastră, citesc din memorie, pentru că nu se putea fără ea, ea trebuia să fie unde-i circul. Da, da, da. Am înțeles de aici că ea, da, era cam în toate, adică nu, în general, nu se putea fără ea. Mai ales în promesa de casă, ea le manipula. Doar în cele de casă? Eu nu știu altele, nu m-am... N-am date ca să pot să afirm altceva. N-aveți date să puteți afirma, da, altceva. Da. Pentru că s-a vorbit foarte mult timp, s-a vorbit despre influența ei nefastă. Nefastă în tot și în toate. Unde ajungem dacă mergem pe aici? Păi trebuie să ajungem înapoi în hol. Da. Și haideți să mergem, păi și vedem. Trebuie să fie și o scară de acces sus la, da, camera de dulapuri.
ne arată imediat. Vedem unde putem să ajungem, nu ne-am rătăcit. Nu, nu. Vedem toată casa. Stai să că... Dar aici nu intrăm, se intră pe aici? Da, da. Pe aici se intră? Da. Deci aici, pentru că pe scara se ajunge la camera de dulapuri. Da, dar nu mergem la camera de dulapuri, deschidem ușa asta. Ia să vedem unde ajungem. Problema este, voi intra mai întâi eu să aprind lumina. Să găsesc lumina, să o aprind și am aprins lumina și ajungem într-un holișor. Și teoretic ajungem în dormitorul lui Valentin Ceaușescu. Da, da. Haideți să intrăm, să vedem. Intrăm și ieșim în... Și ajungem înapoi în hol. Da, în hol. Aici stătea Valentin. Da. Da, revenim la... Ne oprim puțin aici pentru că e un apartament foarte frumos și al lui Valentin. Spuneați, ați spus că dumneavoastră vă abțineți să spuneți că ea se băga în tot și în toate, deși mereu ea este acuzată ca fiind sursa răului. Că el, știți cum se zice în popor, el era băiat bun, dar îl strica ea pentru că ea lua toate deciziile, inclusiv când s-a vorbit despre momentul Revoluției și de influența lui Atanasie Stănculescu, a generalului Atanasie Stănculescu în toată acea, în evenimentele respective, dar și în cele dinainte, s-a spus că au fost persoane care au spus că Victor Atanasie Stănculescu era și agent dublu britanic și că serviciile, mă rog, securitatea i-a informat, dar că nu a făcut nimic Nicolae Ceaușescu pentru că ea avea o foarte mare influență și ea se înțelegea foarte bine cu Victor Atanasie Stănculescu. Atât de mare era influența ei încât nici măcar nu a stat să asculte ce îi se spunea. Nu. Este fără tăgadă că soacra mea a avut o contribuție negativă în multe din întâmplările din istoria noastră, dar asta trecem acum prin living-ul Valentin. Se datorează, să zic așa, sistemului. Adică socrul meu ținea foarte mult la soacra mea. Ținea foarte mult la soacra mea. Da. Haideți să ne așezăm pentru ultima parte a discuției. Da. Cred că ați obosit. Ținea foarte mult la ea. Da. Dar cum oamenii știți foarte bine, ca să ajungi la un bărbat, trebuie să treci pe la soție. Da. Ei, deci, depinde și de bărbat și de căsnicie. Deci socrul meu n-a avut motive să se îndoiască de buna credință a soacrei mele. Deci n-a avut. Și atunci când ea își expunea părerile, evident că nu avea niciun motiv să nu o creadă. Da. Dar cei care o cultivau, aia știau ce să cultive în așa fel încât să transmită mai departe. Și de aici vine rău. Deci din cei care au cultivat. Ați trăit momente foarte grele, mai ales după Revoluție. Sau, nu știu... Mai întâi vă rog să-mi spuneți cum era să ieși la întâlnire cu fica lui Nicolae Ceaușescu, adică nu cu fica președintelui țării, a lui Nicolae Ceaușescu. Se spunea inclusiv că ea era supravegheată de securitate, că așa ceruseră părinții. Am să vă povestesc o întâlnire. Eu aveam trebuia să merg undeva la un cimitir să duc niște flori pentru un văd al meu, care să-și comemora timp. Și Zoia nu m-a crezut. Ce merg și eu? Bine, mergi și tu. Și atunci am venit aici la televiziune să o aștept să vină. Ea a venit din primăvere pe jos. Eu nici nu am pus problema că ar trebui să merg cu un taxi, cu ceva. Dom'le, lumea merge cu autobuzul. Da. Zic, mergem cu autobuzul. Și evident că a venit cu mine cu autobuzul. A venit cu dumneavoastră cu mine cu autobuzul? Nici nu am pus problemă. Dar gândiți-vă, cât de naiv eram eu. Eu eram un asistent la Politehnic, eram șef de lucrări, pardon. Da.
la Politehnică. Dar nu mi-am pus problema. Dom'le, totuși, că e fata șefului statului. Nu, era prietena mea. Corect. Vrei să mergem cu asta? Eu asta am. Și au recunoscut-o? Poziți? Au recunoscut-o oamenii în autobuz? Nu, pentru cred că... Cred că nici nu le-a venit să creadă. Nu, dar ce? Ea nu era așa, să zicem, cum ar fi astăzi la televizor, să gata, corect, o vezi. Da. Era o fată discretă, o știau colegii ei, o știau de studenții, dar așa ca să o vezi, nu. Și s-a urcat în autobuz. Și în autobuz, da. Am mers cu autobuzul până la universitate, de acolo am luat trolebuzul. Și am mers până la cimitirul Ghencea, în drumul Sării. Am fost, am văzut că, într-adevăr, ăsta era scopul meu, de acolo am venit înapoi cu autobuzul până la universitate. La universitate a zis, hai să mergem să cumpărăm ceva de la era magazinul Delta Dunării, undeva pe colț, unde acum a Pizza Hut. Da. Pe care a, da, pe 6 martie, acum spune Bulevardul Elisabeta. Elisabeta, da. Așa. Și hai să luăm ceva. Și am luat pește, am luat icre, am luat nu știu mai ce. Și am venit la mine acasă. Eu locuiam atunci pe Dorobanți. Aveam un apartament. Și atunci a zis, nu, mergem cu taxiul. Și așa am ajuns la mine, mergând să făcând cumpărături. Deci, un exemplu. Deci, eu prideam pe prietena mea, nu altfel. Deci nu fica șefului statului și vai, cum să tremur, dovadă cum intram aici. Da, să ne mai arate colegii, da. Să ne mai arate această încăpere frumoasă, cât stăm noi jos și mai discutăm câteva minute, mai avem foarte puține minute până terminăm, mai avem 2-3 minute maximum. Cum vă înțelegeați cu cumnații dumneavoastră? M-am înțeles foarte bine. Foarte, cu amândoi? Foarte, cu amândoi. La început am simțit din partea lor o ostilitate. O ostilitate? Da, și pentru mine era inexplicabilă. Amândurora, și Valentin și Nicu. Da, da. Și uneori chiar mă puneau în situații dificile când eram la masă cu părinții. Când eu nu puteam să ripostez. Pentru că păream că o să fiu obraznic sau dacă le dau replică. Și înghițeam. Mi-am dat seama însă ce se întâmplase. Erau geloși pe mine. Geloși? Geloși pentru că le-am luat sora. Pentru că ei pe sora lor o divinizau. O divinizau? Da. Și se o iubeau... înțelegeau foarte bine ei trei. Exact. Dar atât de mult o țineau la ea, da, încât li se părea ceva anormal să vină cineva străin să le ia sora. Dar asta a fost doar la început. La început. Și pe urmă, după ce m-au cunoscut și au văzut cine sunt, am devenit foarte bun prieten. Foarte. Adică, și acum mai adică Nicu, cu dacă Nicu, de exemplu, de multe ori venea mai târziu de la birou și venea la noi în apartament. Și domn profesor, eu ce mănânc? Și trebuia să mă duc eu la bucătărie, mergeam pe desut, să-i fac ce vrea să facă. Dacă îi făceam o friptură, îi făceam ceva, îi pregăteam și ca să stau cu el să mănânce. Și cu Valentin? Și mă iubea foarte atât. Și cu Valentin, sigur, mă... Acum? Da, și acum, și acum. Acum vorbim. Da, și acum, sigur că da. Normal că vorbim, cum să nu vorbim. Domnule profesor, a zburat timpul. Au trecut 50 de minute, nici nu știu unde s-au dus. Vă mulțumesc mult de tot pentru această onoare, pentru onoarea interviului în sine, dar și pentru că ați acceptat să intrați din nou în această casă care, cu siguranță, vă trezește multe amintiri. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care ne-ați urmărit în această seară. Rămâneți cu colegii mei de la știri și ne revedem sâmbătă viitoare la ora 23. Să vă meargă bine!